totul se scumpește. China scumpește tot ce produce, pentru că la sfârșitul lunii trecute, la sfârșitul lunii mai, statistica spunea că produsele la poarta fabricii în China erau cu 10% mai scumpe. Adăugați la asta prețul transportului, știți că s-a scumpit combustibilul. Un container cu marfă din China până în România face cam 30 de zile și înțelegem ce se întâmplă. Doar că imaginea este mult mai mare, e vorba de mai mult decât despre cât costă produsele pe care le produce China și am invitat în seara asta alături de noi pe Ion Meioniță, este redactor șef Istoria, bună seara! Bună seara! Și Cristian Pârvulescu, politologul Cristian Pârvulescu, bună seara, domnule profesor! Bună seara! Înainte de a vorbi despre cum ne scumpește viața China, practic tot ce e în jurul nostru e produs în China, deci ne va afecta pe toți, ne va afecta în legătură cu orice activitate economică întreprinde oricine, dar până atunci, domnilor, sunt foarte curios care e comentariul pe care îl veți face în legătură cu ceea ce noi am numit o ieșire incalificabilă, un consilier PSD instigă la violență și chiar la viol, vorbind despre primarul sectorului 1 al capitalei. Domnule profesor, e tolerabil așa ceva? Indiscutabil este intolerabil. Dar la această violență s-a ajuns, realizația asta, pentru că a fost acceptată violența în România. Acum PSD exclude un asemenea consilier județean, dar sunt absolut convins că un asemenea vocabular a existat și înainte. Nu este decât vârful icebergului al unei violențe de limbaj extraordinare. Doamna Armand a fost supusă unor nenumărate violențe care sunt absolut nejustificate, dar urmăriți dezbaterea politică din România. Fără să existe motive speciale, în continuare există elemente violente de limbaj, pentru că unii din consultanții politici susțin că doar în felul acesta se menține sau se câștigă susținători. Însă este vorba de voturi ieftine și în final vom plăti cu toți, pentru că societatea riscă să devină extraordinar de violentă. Vedem ce se întâmplă pe rețelele sociale. Sunt convins că aceste rețele sociale sunt și ele o parte a vinei, răspunsului, da, a corect, înțeles. Corect, participă. Dar nu este vorba, nu. Sigur că da, justifică, pentru că știți, este relativ anonim. Este cineva pe Facebook, cineva pe o oarecare rețea socială. Dar în realitate este lipsa totală de responsabilitate și încurajarea violenței, care trebuie condamnată. Ion Meioniță, ai fi zis că în 2021 un atac de maniera asta la adresa unei femei, chiar așa? De unde vine? Din ce negură vine așa ceva? Vine din dorința asta de a spulbera adversarul politic cât mai direct, adică nu a combate cu argumente sau cu viziuni politice, ci pur și simplu să-ți distruge adversarul. Acum verbal, bineînțeles, într-un mod absolut îngrozitor, când vorbește că e violuri, altă dată știm noi. Dar sigur că a spune e intolerabil sau e inacceptabil. Bun, și e inacceptabil și că din moment ce partidul care găzduiește asemenea oameni sau societatea sau grupurile arată toleranță pentru așa ceva, fapta este chiar premiată. Adică cu siguranță că au fost mesaje, cred eu, care au spus, da, bine, aha, ce a zis-o, bravo. Pentru că ăsta este nivelul la care am ajuns în societate și suntem după o perioadă foarte apăsătoare, care a afectat mult psihicul social. Faptul că de un an jumate e un stres asupra societății. Unii îl resimt, dar toată lumea resimte, dar nu-l conștientizează, nu-și dau seama. Și vedeți că societatea, multe sectoare ale ei, derapează către violență. Oamenii sunt din ce în ce mai predispuși să apeleze la gesturi sau la vorbe violente. Și de aici până la a trece la fapte nu este niciun fel de mare distanță. Adică asta pregătește terenul pentru, să sperăm că nu vom întâlni așa ceva, dar am văzut lucrurile astea din trecut. Întotdeauna exacerbarea violenței verbale va
face și pasul următor, va duce și la alte tipuri de violență. Violența atrage violență. Și asta fragmentează foarte mult societatea. Vedeți că trăim în grupuri din ce în ce mai divizate și din ce în ce mai izolate și din ce în ce mai intolerante cu ceilalți. Foarte puțin mai sunt dispus să asculte argumentele celuilalt. Nu mai știm să mai stăm la masă, să mai vorbim unii cu alții. Vorbim numai cu cei cu care ne dăm dreptate, pe bulele sociale sau față în față, și restul devin, nu mai devin oameni, devin inamici. Și dacă devin inamici, putem să folosim orice fel de mijloace pentru a distruge pe cel care nu e de acord cu tine. Și asta duce la prăbușirea societății. Domnule profesor, China ne ustură la buzunar. Și e o dorință a Chinei de mai multă vreme de a ne ustura într-un fel. Vă rog. Nu știu neapărat dacă este o dorință a Chinei de a ne ustura, problema e mai complexă, dar aș reveni, dacă îmi permiteți, foarte scurt la situația violenței. Pentru că atunci când vorbim de condamnare, vorbim de o condamnare juridică. CNCD-ul pare să dea amenzi, dar să nu fie suficient. Vă dau exemplu. Cel care ieri a încercat să-l pălmuiască, l-a atins pe președintele francez, astăzi a fost condamnat la 18 luni de închisoare, din care 4 ferme. E nevoie de o legislație dură, de o reacție rapidă a justiției în asemenea cazuri, pentru ca exemplul social să fie dat. Și acum, revenind la China, este rezultatul crizei economice produse de pandemie. China și-a revenit prima, lucrurile au degenerat încă de anul trecut, economiile s-au încălzit. Să știți că urmăream, spre exemplu, dezbaterea din Belgia și din Franța de astăzi, în care se discută despre măririle de prețuri, din cauza că piața chineză, care și-a revenit mai repede, absorbe enorm de multe produse. Și atunci produsele de bază, produsele prime, s-au scumpit. Și există o tendință generală spre inflație pe care o observăm peste tot. China profită, evident că profită, și în războiul comercial cu Statele Unite încearcă să câștige poziții, pentru că întreaga economie occidentală, inclusiv noi, România, depindem. Am ajuns să depindem de industria chineză. Am mutat vreme de decenii industria poluantă în China și acum, iată, plătim costurile. Se întorseseră deja muncitorii chinezi la bandă când în restul lumii fabricile încă erau închise. Chinezii au făcut stocuri de materiale când în restul lumii oamenii stăteau închiși în case. Și ăsta este rezultatul. Să ne temem, Ion Meioniță. Este o problemă extrem de complexă. Să ne temem, avem destule temeri. Cred că, într-adevăr, e prima fabrică a lumii, e fabrica lumii. Și produsele de acolo sunt în fiecare casă. Însă, după încheierea crizei, ieșim din criza pandemică sau sperăm că ieșim, dar activitatea economică s-a reluat. Și evident că vedem niște programe uluitoare de finanțare a economiilor, atât în Statele Unite, cât și în Europa și peste tot în lume. Pentru că cei care au văzut criza, au văzut criza financiară din 2008-2010, nu sunt similare, și atunci au văzut că ieșirea din criză se face injectând sume enorme în economie. Asta a fost filozofia. Pentru a nu se mai repeta în pierderea de locuri de muncă, milioane de oameni în șomaj, prăbușirea unor industrii întregi, au injectat bani. Sunt aceste programe, Joe Biden are programul lui prezidențial, 1800 de miliarde, Uniunea Europeană are și ea 1800 de miliarde în cele două programe, în cadrul financiar și în New Generation. Deci se bagă sume enorme de bani în economie. Evident că asta antrenează și un efect inflaționist. Pe de altă parte, este criza materiilor prime. Și ați văzut ce s-a întâmplat. În momentul în care am intrat în pandemie și toată lumea a trebuit să muncească de acasă, toți s-au dus și s-au cumpărat laptopuri. Sigur. Și atunci prețul a crescut. Nu că ar fi vrut cineva să crească prețul, dar cererea mare, oferta mică, au crescut prețurile, evident. Și unde s-au dus? În chipuri. Microchipurile care s-au scumpit și industria auto, cea care a suferit pentru că s-au închis uzine întregi auto, că nu mai aveau microchipurile pentru motoarele mașinilor performante din ziua de azi, care au nevoie de electronică avansată. Deci
sunt ciclurile economice, acum ieșirea din pandemie creează o presiune foarte mare pe materiile prime și pe transporturi. Vedeți că este criză și de containere, sigur, nu numai de microchipuri pentru calculatoare. Ce s-a întâmplat când a ieșuat nava în canalul de Suez, că toată lumea a intrat în fibrilație după 3 zile, că începeau să fie blocaje și nu mai ajungeau mărfurile unde trebuie. Deci situația este de această natură. Sunt foarte mulți bani în piață, e foarte mare cerere, oamenii cer, cumpără, consumul e mare, se bazează relansarea economică pe consum pentru a avea cerere, pentru a avea producție și atunci undeva pe acest lanț de producție începe să se simtă presiunea și cresc prețurile. Este inevitabil, nu neapărat că e o decizie a cuiva să mărească niște prețuri. Practic suntem în această situație. Problema este cât durează. Dacă ne întoarcem la o criză din anii 70 în Occident, mă refer după crizele petrolului, când a fost o perioadă de inflație mai mult timp, sau este numai o buclă care se va resorbi în câteva luni, în momentul în care, într-adevăr, economia se rebalansează după această perioadă de criză. Un minut, domnule profesor, ce șanse dați frontului acestuia comun pe care și-l dorește Joe Biden în fața Chinei? Nu există nicio altă alternativă pentru Uniunea Europeană și nu e vorba doar de China, e vorba și de Rusia. Sunt cei doi adversari și nu cred că va fi dificil pentru Joe Biden să-i facă pe europeni să înțeleagă că primul adversar este China, pentru că are o forță economică extraordinară. Rusia are resurse, evident, dar nu reprezintă nici pe departe același pericol, dar pentru noi este vecinul din Est. Ce se simte în Statele Unite, apropo de scumpirile din China? Care sunt scumpirile resimțite în acest moment de americani? Oțel, cherestea, plastic, combustibil, zahăr, ulei de floarea soarelui, case, mașini, scutece, hârtie igienică. Absolut, peste tot. Inflația este mare și în Statele Unite și în Europa. Deci, da, mare comparând. Deci, nu vorbim, dacă vorbim că e 2% sau 3%, e o creștere, dar totuși e 3%, nu este o inflație care să te sperie. Mult mai periculoasă este deflația din criza financiară 2008-2010, atunci spui mari probleme, sau din criza, Marea Depresiune din 29-30, când prețurile s-au prăbușit și atunci s-a închis economia și am avut efectele sociale și după aceea cele politice îngrozitoare. Mulțumesc mult, domnilor, pauză și ne toacem cu Mihaela.